Bun găsit la Europa printre rânduri, rubrica. Sunt Lucian Pârvoiu. Săptămâna a început cu o veste bună pentru Ucraina și Republica Moldova. Presa europeană anunță faptul că s-a ajuns la consens la nivel de ambasador pentru convocarea conferințelor interguvernamentale cu cele două țări. A fost ambiția președinției belgene a Consiliului să marcheze acest moment, care practic înseamnă începerea negocierilor de aderare pentru cele două țări. Conferințele ar urma să aibă loc pe data de 25 iunie. A fost ambiția belgenilor și a premierului demisionar Alexander De Croo să securizeze parcursul european al celor două țări din Est pe fondul temerilor că președinția maghiară a Consiliului, care demarează pe data de 1 iulie, ar putea bloca negocierile, cel puțin pentru Ucraina. Sigur, momentul va fi mai degrabă simbolic. Parcursul real al celor două țări se anunță lung și semănat de provocări și neprevăzut. A început marea împărțeală a funcțiilor. Charles Michel, cunoscut pentru aversiunea pe care o poartă Ursulei von der Leyen, caută să o blocheze pe aceasta prin orice mijloace. Jurnaliștii de la Politico scriu că Michel are o cutie de coș de banană pe care îl aruncă oriunde trece Ursula, doar o cădea. Se spune că umblă din om în om și face tot felul de propuneri alternative pentru șefia Comisiei Europene. Ultima este premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a dezavuat propunerea chiar în public. Până una alta, la alte niveluri, se negociază pe principiul una mie, una ție, una mie și una tot mie. Popularii vor două funcții de top din cele patru, Comisia pentru Ursula și Parlamentul pentru Roberta Metsola. Ei vor să împingă pe scări pe liberalii de la Renew, de la conducerea Consiliului European, și să-l instaleze pe portughezul Antonio Costa, fost premier socialist, rămas fără serviciu. Liberalii, care s-au prăbușit în Parlamentul European după alegeri, ar urma să primească drept premiu de consolare postul pompos ca nume de înalt reprezentant, dar golit de orice autoritate, pentru Kaja Kallas, prim-ministru estonă, care a fost și ea amintită la un moment dat ca posibil secretar general al NATO. Și da, Klaus Iohannis nu mai apare în niciuna dintre aceste speculații, pentru că oficial este în continuare în competiție pentru șefia Alianței Nord-Atlantice. E clar că în acest moment Giorgia Meloni este cel mai important politician european. Toată lumea ar vrea să o aibă aliat, Ursula, ca să-și mențină șansele să rămână șefă la Comisie. Orban și Marine Le Pen, ca să facă dreapta mai dreaptă. Chiar și Macron ar vrea, dar nu are nicio șansă, dacă e să ne luăm după reacția Georgiei din acest filmuleț. Și pentru că am vorbit despre alegerile europene, Politico face inventarul noilor europarlamentari, ei le spun ciudați. Noi să le spunem mai deosebiți. Printre ei, Diana Ivanovici-Oșoacă, dânsa apare prezentată drept politiciana română favorită a Rusiei, anunțând multe episoade cel puțin interesante care vor avea loc în Parlamentul European. Vom povesti la vremea lor despre toate, dar deocamdată ne oprim aici. La revedere!